Anvelopele de iarnă nu sunt singurele obiecte cu care trebuie să-ți echipezi mașina iarna. Cu alte cuvinte, există și alte accesorii care nu trebuie să lipsească din portbagajul șoferilor pe timpul iernii. Mai mult, lipsa acestora atrage amenzi uriașe, inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare. Anvelopele de iarnă și lanțurile sunt necesare, dar nu sunt de ajuns, conform legislației. Șoferii trebuie să aibă în portbagaj și un săculeț de nisip și o lopată care va fi utilizată la dezăpezire. Lipsa acestor două accesorii atrage după sine o amendă de la 9 până la 20 de puncte. În plus, polițiștii pot reține și certificatul de înmatriculare al mașinii, șoferii primind în schimb o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Atunci când achiziționează anvelopele de iarnă, șoferii trebuie să fie atenți la două aspecte: anul fabricației și adâncimea profilului anvelopelor. Ideal ar fi ca acestea să nu fie mai vechi de 4 ani. Anvelopele de iarnă nu sunt singurele obiecte care trebuie să îți echipeze mașina iarna. Cu alte cuvinte, există și alte accesorii care nu trebuie să lipsească din portbagajul șoferului pe timpul iernii. Mai mult, lipsa acestora atrage amenzi uriașe, inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare. Toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S, însemnând noroi și zăpadă, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră. Dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data la care se face deplasarea, anvelope marcate cu litera M și S nu riscă să fie sancționați contravențional, spun reprezentanții Registrului Auto Român. Șoferii care nu își echipează mașinile cu anvelope de iarnă atunci când șoselele sunt acoperite cu polei, cu gheață sau zăpadă, riscă să fie sancționați cu o amendă care poate să varieze între 1.305 lei și 2.900 de lei. În plus, polițiștii pot reține inclusiv certificatul de înmatriculare al mașinii, relatează playtech.ro.